la înregistrare. Deci, încă o dată, sacrificiu de calitate înseamnă să dai un turn pe o piesă ușoară, mai precis pe un cal sau pe un nebun. Din punct de vedere material, Elisa, asta înseamnă că pierdem două puncte, da, Elisa? Pentru că un turn face 5 puncte sau 5 pioni, iar un cal egal cu un nebun egal cu 3 puncte, 3 pioni. Asta înseamnă că pierdem 2 puncte, 2 pioni. Asta înseamnă că trebuie neapărat ca în schimbul acestui sacrificiu noi să obținem ceva compensație. Deci, încă o dată, când mă refer la sacrificiu de calitate, este o mutare voită a celui care face acel sacrificiu, nu o greșeală a lui. Adică el chiar dorește să dea un tur și să ia o piesă ușoară. Pentru că obține niște compensații sau avantaje. Și sunt 4 compensații. Bună, mare, uite, numai ce începură. Chiar că mă gândeam că ești tu puțin. Deci, încă o dată vorbim, Marii, despre sacrificiu de calitate, da? Sacrificiu de calitate, deci, încă o dată, dăm un turn și luăm un nebun sau un cal. Și sunt 4 cazuri în care, de obicei, se face un sacrificiu de calitate. Adică se dă turnul pe un cal sau pe un nebun. Și o luăm cu primul caz. Adică primul caz este acela când efectiv faci un sacrificiu de calitate pentru a obține un atac puternic la regele advers. Și am să vă arăt 2 partide. Una e jucată chiar de mine. Când știam și eu să joc mai bine șah, eu nu... Lasă ceasul în pace, Ionuț, și uite-te. Deci, D4, cal F6, nebun G5, deschiderea nebunului, C5, cal C3, am bătut, cu... Eu am jucat aici cal C6 pentru a-mi dezvolta o piesă cu tempo, atac dama, dama H4, D6 și rocadă mare. Nebun D7, mă dezvolt E4, în acest moment amenință la adică să joace F4, cal F3 și E5. Și de aceea să deschidă coloana pentru turnul din D1. Turn C8, mi-am pus turnul pe coloană semideschisă, F4 și am jucat dama 5. Cal F3, cal B4. Deci aici planul meu este puțin mai neobișnuit, pot spune. Cal B4, de exemplu, câte bătăi am pe acest pion. 2, nu? Și el nu are decât un singur apărător. De aceea Alb a jucat aici, nebunea pe F6 și după ce F6 a jucat A3. Bun. Și aici să vine, am făcut sacrificiu de calitate. Sacrificiu de calitate pe C3. Deci, încă o dată, adică trebuie să vă gândiți că la prima vedere nici nu pare un sacrificiu. Cine știe ce e greu de văzut. Deci după turnea pe C3, el mi-a bătut căluțul. Dar vreau să înțelegeți ce se întâmplă după B2 ia pe P3. Asta era acceptarea sacrificiului, da? Aș fi jucat cala 2 șah și calea pe C3. Și calea pe 4 șah dublu. Și de la cal și de la damă. Și după damă C3 sunt câștigat. De aceea nu mi-a acceptat aici. La turnea pe C3 mi-a bătut calul.
acum trebuie să dama 1 șah, dama ia pe B2, ce ameniți? Dama ia pe C2, șah și aproape mat, da? Nebun D3, dama ia pe B4 și aici mi-a jucat un B1. Și acum propuneți-mă mutare, ce mutare am făcut eu și albul cedează. Tu cât? B3. B3, corect. Foarte bine, nu? Te-am văzut și pe tine cu mâna pe sus. Tu B3, așa, prin descoperire și am două bătăi pe acest tur, pe care îl voi captura. Deci, încă o dată, nu poți să duci la C1, că tot două bătăi și el o singură apărare. Iar când fuge de aici, ți-l bat, da? Efectiv, aici, colegul meu a cedat. E un prieten cu care joc renzi. Da. A doua partidă pe care o arăt, tot referitare la stricarea poziției regelui advers, este jucată de către un mare maestru foarte puternic, ucrainean, Vasili Ivanciuc, care tot așa la negru joacă o siciliană. Deci asta e varianta Naidoc și după E6 pe 4, nebun E7, nebun D3, B5, așa se joacă, e teorie curată, A3, nebun B7, damă F3, cal D7, rocadă mare, tur C8, damă H3 și Ivanciuc a bătut, turnea pe C3. Vreau să înțelegeți un lucru. Acest damă H3 a fost greșit. Normal, trebuia să joace E5. Pe ideea că dacă bat și îl prind pe ăsta în centrul tablei. Urmează nebun, de exemplu, dacă mai bați, nebunea pe F6 și îți bat. Ori cu turnul, ori cu ce vreau. Albul joacă, în schimb, aici, nu și dă seama că, practic, lupta a început și el trebuie să fie foarte activ și joacă damă H3 și de aici Ivanciuc profită. Turnea pe C3, B-a pe C3, cal C5, nebunea pe F6, nebunea pe F6. V-am spus că șacul este un sport care, adică îți permite câteodată să mai faci și greșeli. Din nou, albul putea să joace aici din nou E5. Și după asta, pur și simplu, să bat. Și după asta să-ți dau șah. Și bye-bye dam. Da, și erai pierdut. Adică nu pierdut, dar era mult mai bine pentru alb. Deci nu trebuia să... În sfârșit. Dar el, în continuare, a jucat turn E1, turnul din H1 la E1, urmează însă dama A5 și acum prea târziu joacă E5. Însă e prea târziu, efectiv. Bate, șah și nebun D5. Cal B3, dama A3. Nebunea pe B5 și turnea pe D5. Ce a jucat cu negru aici? Deodată, lecția asta e o lecție foarte grea.
inizmat într-o mutare. Da. Păi nu, negru la mutare. Dama asta e deja la H3. Atunci am cum am menis? Păi da, dar calul e aparat, eu. Plânge aici. Să știi că nici asta nu merge. Că îți dau șa. Și îți dau șa. Și aici e complet egal. Poziția asta, efectiv, nu ai cum să mai câștigi, Ionuț. Nu ai cum să mai câștigi finalul ăsta cu negru. De aceea trebuie neapărat să... Acest turneu pe de 5 e o măsură disperată a lui de a încerca să scoată remiză. Cum încerca să-l dați mafra la B2? Nu. Că nu puteți să-i dați damul B2 mat, nu? Că nu e apărat. Ce vreți mai mult de atât? Păi, foarte bine. Ca la pat. Și a bucidat. Dacă voi mi-ar dați un ăsta prin care eu să scap de matul la B2, o fac mar maestru. Doar să mai întârzi. Dar n-ai cum. Altfel nu ai cum. Eventual să mai întârzi cu un turn de 8. Dar nici nu-ți bag cu regele, îți bag cu nebunul. Tot pe mat stai. Da? Al doilea caz în care vin sacrificiile de calitate sunt când ne facem centru puternic de fiori. Aici este vorba despre Tigran Petrosian, care de asemenea a fost renumit pentru sacrificiile lui de calitate. Tigran Petrosian a fost al câtelea campion mondial? Al 9-lea campion mondial între 1963 și 1969. Și aici Tigran Petrosian este cu negru. Lasă-l. Așa e, închide. Ia să ne uităm noi un pic la poziția asta. Deci Tigran Petrosian este cu negru și este și la mutare. Armatele sunt egale, dar Petrosian încă n-a făcut rocadă mică. Se roască că albul a făcut rocadă mică. Dar adică el ar dori să bată aici. Câte bătea pe pionul ăsta de la E4? Două. Și albul nu are decât o apărare. Dar ce se gândește Petrosian? Mă, dar că bat. Ăsta joacă C3. Ăla. Și când fug, eventual, ne-a luat nebunul. Nu e bine. Eventual pot să bat aici, Dan va bate. Și atunci Tigran Petrosian ce zice? De-aia l-a scăpat cu turnul. Deci cu atât face sacrificiu de calitate. Mai precis aici el pierde un punct. Pentru că dă acel turn pe un nebun și un pion. Și după nebunea, după C4, apropo, acest C4 e mutare față. Albul, la rândul lui fiind mare maestru, zice, lasă că oricum turnul ăsta nu prea are un să plece, ți-l iau când vreau. Întâi să-ți închid drumul înapoi. Deci C4, H6, vrea ca acest tur să fie pe coloană deschisă, G6, albul refuză, F5, cal C3, vreau să ți-l iau cu calul, cal F6, îl mai apăr o dată, nebunea pe E4 și bate cu F-ul. Eu mă duc ca pe C. Și pe urmă.
Lasă-ne să ne facem lecția. Te duci să faci pipi? Bun. În momentul când bat cu pionul, acest F4 îmi permite mie, după turn de 1, D5, bate și bat. Și efectiv, Tigran Petrosian și-a făcut rost de un plug de zăpadă. Felicitări! Care se și rostogolește peste tine, efectiv. Ești pierdut, efectiv, cu albul, da. Chit că albul are echipurile armata mai mare, el are dificultăți imense aici. Pentru că urmează de 4 și pe urmă, nu pot să-mi dau seama ce joci ai. De exemplu, poți să joci nebune 2, dar tot de 4 joci. Nu poți să-l bag pe ăsta, e aparat de 2. Ca la 4 să fii sănătos, să-i 3. Deci ăsta e al doilea caz. De asemenea, același Tigran Petrosian, din nou sacrificiu de calitate, numai și numai pentru a ține un centru puternic de pioni. Cale 3 îi joacă adversarul lui Tigran și Tigran bate. Turnea pe E4. Din nou, dă un turn pe un nebun și un pion. Nebunea pe E4. Eu nu treci înapoi pe aici, 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 aici. Aici. Nebunea pe E4. Deci, asistăm aici la o secvență de mutări. Am asistat în care negru efectiv a dat un turn pe un pion și un nebun. Cal C2, pion D5, însă centru este foarte puternic pentru cal D4. Vă rog să mă credeți că eu cred că aș fi jucat asta aici. Pe ideea să-ți dau și eu la rândul meu dama pe un tur și un nebun. Dar partida a jucat cal D4, B4, bate, 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 dama 7. Asta chiar e jucată de către Tigran Petrosian împotriva unui maestru internațional român, Octavian Troianescu. Evident că și Troianescu a decedat. Ăsta, ia uitați, al doilea sacrificiu. Deci până în acest moment, Tigran Petrosian avea o calitate sacrificată. Face al doilea sacrificiu de calitate. Deci, amenințându-l pe 3, trebuie să-l bat. Calea pe C3, beia pe C3, turn C2, damă pe B3. Deci, albul are două calități în plus, care se luptă împotriva a unei perechi de nebuni, dar se mai luptă împotriva a doi pioni liberi negri. Turn C1, nebun B4, G4, bate și dama ia pe A4. Și deși a mai durat ceva aici partida asta, până la urmă negru a câștigat relativ ușor, pentru că a urmat D4 și după dama de 7, D3. Al treilea caz. Deci învățarăm până acum așa. Facem sacrificiu de calitate când stricăm structura de pioni de la regele advers. Facem sacrificiu de calitate când obținem un centru foarte puternic de pioni. Al treilea caz, facem sacrificiu de calitate când obținem un câmp avampost pentru o piesă de-a noastră ușoară. Mai precis, asta eu, din punctul meu de vedere, pot să consider și într-un fel de intuiție. Ține foarte mult de valoarea relativă a pieselor. Deci, pe care n-am făcut-o în cursul dumneavoastră, dar
Încă o dată, uitați-vă aici. Calul ăsta este un cal avampost? Da. Este în teritoriu advers, nu poate fi izgonit de niciun pion negru și are o ancoră în spate. Dar la o adică, negru dacă se supără, rămâne fără pereche de nebun, dar îl bate, efectiv. La alb însă este Gari Kasparov. Și ce face Kasparov? Deci trebuie să ai și multă intuiție și mult bun simț. Deci efectiv Kasparov înlătura acel nebun. Bate cu turnul. Deși nebunul este apărat de cal. Deci turnea pe B7 și după calea pe B7 joacă B4. Acest cal în acest moment nu mai poate fi izgonit de nimeni. Și acest cal, indiferent că îl compari cu turnul de aici sau cu turnul de aici, el este mai tare. Asta este așa zisa valoare relativă a unei piese. Valoare calitativă a unei piese. Deci tu știi cantitativ că acel cal nu face decât 3 puncte, dar calitativ el e mai tare într-o astfel de poziție decât un tur. Până la urmă, Kasparov va câștiga partida asta. Și al cincelea caz, al patrulea caz și pe urmă trecem la exerciții, dacă vreți. Dacă nu, le lăsăm pe data viitoare. Din nou, al patrulea caz este când faci sacrificii de calitate când ești în apărare. Aici, din nou, la negru este Samuel Reshevsky. Nu, la negru este Tigran Petrosian. Și joacă împotriva lui Samuel Reshevsky. Noroc că Tigran Petrosian este la mutare aici, pentru că dacă ar fi alb, ar juca imediat E6. Și cele două turnuri ar fi pe coloană deschisă, ar fi baterie. Deci, efectiv, tu trebuie să oprești acele șase, urmate eventual mai târziu de un D5. Pentru că albul are un pur și simplu are un plug de zăpadă care se poate rostogoli peste tine, începând cu E6 și mai târziu cu D5. Ce face Tigran Petrosian aici pentru a obține egalitate în partida asta? Îi joacă turn E6, Ionuț. Turn E6. Pur și simplu îi dă acel turn. Da. Și într-adevăr, pierde două puncte, dar îngheață acest plug de zăpadă. Pentru că după nebunea pe E6, feia pe E6, calul ăsta vine pe rută cale 7, cal de 5. Turn G3, cale 7. Și ai cu albul o calitate în plus, adică mai precis să ai un turn pe un cal, dar nu mai e nimic. Nebunul ăsta, ce fel de nebun este mare? Pion mare și gras, nu? Pentru că exact, asta zic și eu, că zic pion mare și gras, este un pion prost, da? Pion mare și prost. Bun. Pe post de pion mare și prost. Pe post de... Hai să facem și câteva exerciții și pe mă vă las să jucați. Să știți că eu nu mă aștept de la dumneavoastră ca efectiv să... Dar vreau să rețineți cele patru posibilități pe care le aveți la îndemână și eventual când aveți astfel de poziții, poate, poate să reușiți să vă aduceți aminte de ceea ce ați învățat aici. De sacrificiu de calitate. Exchange sacrifici. Retry. Ok. Let's get started. Să fac mai mic.
mai mare, nu mai mic. Așa. Sunteți cu negru la mutar. Uitați-vă după un sacrificiu de calitate. Elisa, uită-te. Și propune-mi o mutare. Știu că ai văzut. Aici nici nu-i mare sacrificiu, pentru că dai un turn, dai un cal și un pion și aia e atac. Pe 3. Bați calul. Deci ăsta e câmpul pe 3, Elisa, da? Câmpul pe care există acel cal, ia să vine cu verde, ia. Bă! Corect! Și după, evident că el îți va bate, că dacă nu, rămâne fără un cal. Dar în acest moment, păturica e spartă. Plus, Elisa, stai că n-ai terminat. Ce muți acum cu negru? Ce a rămas neapărat? Ia uite-l, Bibi. Bibi, bați cu calul. Exact, calea pe E5. Corect! A, ce ameniți acum? Cal pe 3, șac și damă? Da? Normal că el se va apăra, dar... Ce muți acum, Elisa? Deci, gata, ai făcut un mic sacrificiu. Nu e mare. Că, adică, totuși, ai luat și tu 4 puncte, ai dat 5. Dacă stai să te gândești, chiar ai luat 5 puncte, că ăștia 2 fac cât unul singur. Deci, dacă stai să te uiți la pionii albi și numeri 1, 2, 3, 4, 5 și tu ai 7. 2, 4, 5, 6, 7, da? Zi, Elisa, ce muți acum? Deci albul a trebuit să-și apere, cum îi spune, pionul de la F3 și și-a apărat cu damă. Da. Cum nu mai ataci încă o dată acel pion? Și angajez în luptă ultima piesă care doarme în păpuci. Când o auzi pe aia cum scură e, așa. Și câte bătăi avem pe... Ia uite. Puf! Ia, hai, stai să-l aducem. Câte bătăi avem? El se va apăra însă, ia. Dar acum, efectiv, ia, uite-te, vezi câmpul ăsta care cu... Nu e rău, roșii. E un câmp avampost. Dar poți să-l pui de acum? Nu, că ți-l bate. Vreau să am un cal. Deci, negru joacă aici cal din 6. Și după aceea va juca cal pe 4. Și când bate, bat cu celălalt și am atac. Bun. Mari, ești la rând. Deci, mari, suntem la lecție de sacrificiu de calitate. Ce sacrificiu de calitate e aici? Mari, tu te gândești aici sau ce faci? Da, tu văzut? Corect. Deci, Mari,
Suntem la sacrificii de calitate. Dăm turnul pe acest cal care apără pionul din epat. Deci când bat și bate și bat, și dacă ți-am dat 5 puncte, dar ți-am luat cel puțin 4 puncte, ți-am dat tot 5, că ăștia sunt duble aici, da? Și deci s-a stricat structura de pion, nu mai poți face rocadă mare, că nu mai e păturică. Deci, efectiv, asta e mutarea aici. Pup! Da, uite ce făcut. Ne bătu calul. Ia, uite ce poți ăsta. Deci zice așa, stai, de ce să... Ia. Bun, da, interesant. Deci ne-a bătut calul. Ce jucăm acum mare ca să nu pierdem? Asta trebuie gândit tot timpul, chiar înainte de a face turnea pe C3. Trebuie să luăm în considerare fiecare mutare. Deci, încă o dată, bătem pionul, acum ne bate turnul și ieșim în dezavantaj. Fă-l pe ăsta piesă torpilă. Atunci fugi! Mari, știi ce e piesa torpilă? Nu. Du-te, alegi! Silvule, tu știi piesa torpilă ce e? Nu. Aoleu, trebuie să refac lecția aia. Este o piesă care știi sigur că o pierzi, dar mare mă dai pe ceva. Deci turnea, exact, desperat. Turnea pe E3, eu, bang. Și acum o bat. Și ce am făcut? Am dat un turn pe două piese ușoare. Face rocadă, îl mai bat și pe ăsta. Da? Apropo, pot să bat aici cu dam? Nu cred că va bat. Că e leg dam, după nemulghezi. Damă de 2 și acum nu îi mai dau, nebune 5. La revedere. 2. Acum ești tu, Sibile, și pe mâine Ionuț. Asta e dintr-o partidă de-a lui Mihail Botvinnik. Fost campion mondial și el. Așa avem multe, dar nu le facem la capăt. Asta e de pe a treia. Din 10, a 3 din 10, dar nu vreau să vă... Bun. Ia uitați ce joacă Botvinnik aici, joacă turn de 4. Deci ăsta este un caz clasic în care negru sacrifică calitatea pentru a intra în a doilea model ăla. Știți voi? Deci fac sacrificiul de calitate pentru a obține pentru un centru puternic de pion. Asta se întâmplă aici. Deci, Botvinnik îi dă și ce, nu poate. Când bate, zici, păi da, dar ai dat un turn doar pe un cal. Da, dar ia uitați-vă, când bat, am scăpat de pionii dubli? Da. Am pion liber? Da. Sunt un tătic? Da. Deci, efectiv, și acum îți mai joc și un C5 și gata. Și gata, da? Unde s-a dus doamna? La Când îi vine rândul cu gire? Nu putem în casă, adică era și un domn la ba, e și așteptat. Haideți, am ajuns la numărul 4, ne oprim aici.